Salut tuturor, sunt Alexandru Stan și ăsta e un nou tutorial marca Învață Freestyle, de data asta despre un nou dribling la fotbal. Iată ce v-am pregătit în acest tutorial, un dribling format din câteva mișcări, o combinație de mișcări succesive. L-am numit o combinație dintre roll, stop, go, schema pe care v-am prezentat-o într-un montaj anterior de dribblinguri, montajul meu cel mai tare dribblinguri partea a doua, așadar combinație între acest roll, stop, go și acel Rabona Neymar sau Neymar Rabona. Iată cum veți face, acea rulare a mingii, stop, dar după aceea nu veți mai face ultima mișcare de la roll, stop, go, acea ultimă tragere a mingii cu talpa. După ce rulați cu talpa, o opriți, după aceea faceți Neymar Rabona. O rulați cu talpa, dar nu prin fața piciorului de sprijin, tot prin spate, făcând apoi acea ultimă lovire de la Neymar Rabona. Rulezi mingea cu talpa, piciorul de celălalt pășește în față, așadar mingea se duce prin spatele piciorului mai slab, piciorului de sprijin. Tot cu piciorul cu care ați rulat mingea cu talpa, o veți opri printr-un mic salt, iar apoi aveți mingea iar în față, o rulați exact la fel cu talpa ca în prima fază, doar că nu o mai opriți, ci executați acea lovitură pe la spatele piciorului de sprijin de la fenta Neymar Rabona. La prima parte a acestui dribbling, acel roll stop, rularea mingii și cu oprire, prin spatele piciorului de sprijin, o faceți pentru a vă deplasa, pentru a vă mișca rapid de aproximativ 1 metru, pentru a deruta adversarul, pentru a-l face și pe el să se deplaseze puțin. După aceea, după acea oprire a mingii, veți face aceeași rulare cu talpa, ceea ce va face să creadă că vă duceți tot în direcția aceea, poate chiar aceeași schemă, același element, dar vă lăsați pe piciorul de sprijin, pe piciorul stâng, în cazul meu, în față, flexați genunchiul și executați acea ultimă lovire de la Neymar Rabona, trimițând mingea în direcția opusă.